Bine v-am găsit! A mai trecut o lună, prin urmare voi face actualizarea portofoliului de la Bursa de Valori din București. Vom vedea cum a evoluat acesta pe luna martie, ce achiziții am făcut și ce achiziții am făcut în aprilie. Dacă sunteți prima dată pe canal, investesc pe acest portofoliu prin intermediul brokerului Tradeville și pe portofoliul internațional prin XTB. Și prezint portofoliul călător în investiții, la care voi face în curând și actualizarea acelui. Să vedem ce s-a întâmplat luna trecută. Am făcut în secțiunea de noutăți un mic rezumat. De asemenea, articolul corespondent acestui video îl găsiți și pe site-ul digieducație.ro. În luna martie, Bursa de Valori București a avut o ușoară scădere. Dacă doriți mai multe detalii, am făcut și un video despre evoluția burselor pe luna martie. De asemenea, ce noutăți am mai avut? Au fost lansate noi titluri de Stat Fidelis. De asemenea, am făcut și un articol special pentru aceste titluri de stat. Puteți găsi toate detaliile în click aici. Și mai vin cu câteva noutăți în această lună. Am făcut două mutări noi pe portofoliu, în afară de strategia pe care am urmat-o. Ce mutări am făcut? Dețineam Transgaz de aproximativ 3-4 ani și cu aceste acțiuni am fost pe minus destul de mult timp, dar am mai luat dividende pe baza faptului că le dețineam și m-am hotărât să vând aceste acțiuni, având în vedere că a fost o creștere mare în ultimul an și dacă ne uităm puțin, vedem creșterea acțiunilor, cum au fost în ultimul an versus ultimii 5 ani și practic cu tot cu dividendele încasate am ieșit ușor pe plus cu aceste acțiuni. Tot în această perioadă, având în vedere că s-au lansat noi titluri de stat Fidelis și au fost oferte și la au fost oferte interesante și la titlurile de stat în euro cu scadență de 5 ani cu dobândă anuală de 5,8%, am subscris și eu pentru acestea, pentru a adăuga fonduri pentru fondul meu de siguranță. Voi trece acum la evoluția portofoliului, să vedem cum a evoluat luna aceasta. Înainte de toate, nu uitați că din această zonă de abonare la articole noi, vă puteți adăuga numele și adresa de e-mail și veți primi e-mail-uri cu informațiile noi pe care le public pe site, cum ar fi acest articol și multe alte informații. Evoluția portofoliului a avut o ușoară scădere de minus 0,32 pe contul de RON și de minus 0,72 pe contul de euro. Am menționat din nou aici că acel cont în euro constă în câteva obligațiuni de stat în euro și obligațiuni corporative și vei avea acum pe el și obligațiunile de stat în euro, cele noi, care nu mi-au apărut încă în cont, suntem încă în perioada de subscriere la momentul înregistrării acestui video. Evoluția bet-ului pe ultima lună a fost de minus 0,55%. De asemenea, dacă ne uităm la compoziția portofoliului, este cea din această poză. Față de începutul portofoliului în care am început să discut, nu au fost schimbări majore, în afară de această vânzare de care am povestit acum și nu era o componentă importantă din portofoliu, nu era o deținere foarte mare. Dacă ne uităm la dividende și cupoane în luna martie, cum au evoluat acestea, am primit un cupon de 3 euro de la titlurile de stat în euro și putem vedea și în imaginea de mai jos cum care este evoluția dividendelor de la lună la lună, ce am încasat în fiecare lună. Și am pus aici un total al dividendelor încasate până în acest moment, în 2023, 45,8 RON. În luna martie am făcut practic raportul de la 3 euro la RON. Cred că am luat un curs de 4,9 sau în jurul acelei valori. Ce achiziții am făcut în aprilie? După cum am menționat și în prezentarea de început a portofoliului, încerc să urmăresc strategia pe care mi-am definit-o inițial și anume în luna aprilie am făcut două tranzacții cu corespondentul din rândul acestei luni, adică fondul proprietate SNP OMV Petrom.
practic, în strategie mi-am repartizat tranzacțiile astfel încât să am două pe lună pentru a nu face multe tranzacții mici, optimizând costul per tranzacție. Și să ne uităm puțin și la cum arată graficul alocării pe active cu achizițiile făcute în acest an și la ce doream să ajung. Practic, dacă ne uităm, menționez că aici nu iau în considerare achizițiile de pe lângă strategie, ci doar achizițiile din strategie. Spre exemplu, titlurile de stat nu le-am pus în acest grafic. Și cum arată această alocare pe active? După cum se poate vedea, am adăugat și comisioanele pe care le-am mai plătit, în valoare de 0,6, aproape 0,65% de fapt. Și la ce ne dorim să ajungem? La această alocare pe care am pus-o și în strategia inițială a portofoliului, având în vedere că încerc să replic indicele BED cu aceste companii, plus ce rămâne să iau ETF-ul de la Tradeville. Și cam aceasta a fost prezentarea de pe luna aprilie. Dacă ați găsit informații interesante, nu uitați că vă puteți abona la articolele noi pentru a afla noutățile, a primi articolele pe e-mail și alte informații. Și de asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, vă puteți abona la canalul de YouTube Digi Educație, apăsând pe butonul de subscribe și puteți da și un like acestui video pentru a ajunge la cât mai multe persoane și să-l share-uiți și cu un prieten dacă considerați că este util. Vă mulțumesc, la revedere!